Bună ziua, eu sunt Elena, sora Mariei. Pe Maria cred că o cunoașteți din luna aprilie anului trecut. Atunci, din nefericire, a fost diagnosticată cu osteosarcom telangiectatic la brațul stâng. După multe investigații și protocoale de tratament la noi în țară, singura șansă pe care Maria a primit-o a fost să îi se amputeze brațul. După multe alte căutări, din fericire, am găsit o clinică din Austria care avea salvarea pentru Maria. Ea a fost operată acolo în data de 16 septembrie anului trecut. Operația a fost peste 40.000 de euro, separat de cheltuielile transportului și multe altele. Și acum Maria e bine, e acasă, e fericită și ținem să vă mulțumim vouă, Asociației Speranță pentru România. Vă mulțumim pentru toate cuvintele de încurajare, pentru fiecare bănuț donat și pentru absolut tot. Pentru noi a însemnat enorm. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat. Vă iubesc și vă pup!